Eu râdeam într-o zi de un caz simpatic. Era o domnișoară din asta și a spus: părinte, eu mă topesc după el, mor, mi-i drag de nu mai pot. Mă, dar tu l-ai întrebat dacă el te place? Nu știu ce să vă spun. N-am avut curajul. Păi și de ce irosești niște sentimente așa? Ai deschis poarta să intre așa dorul fără rost? Oprește-te! Confirmă-te întâi că merită să investești. La fel între doi oameni mari, să spunem, din punct de vedere, să spunem că avem doi savanți. Ei sunt prieteni în centru, în domeniul de știință sau de cercetare. Unul află ceva și ascunde celuilalt și vine în ziua congresului și spune: uite ce am descoperit eu, ca și cum celălalt ar fi nu știu cine. Ei, iar nu e o formă de loialitate. A doua esență într-o prietenie este cuvântul. Într-o prietenie se spune că indiferent dacă pierzi sau dacă câștigi, nu trebuie să scalci cuvântul niciodată. Cuvântul odată dat, pe unde a ieșit, prin gură, se spune în termenii bisericești, pe acolo iese și sufletul. Deci în momentul în care tu ai spus un lucru și l-ai călcat, din clipa aceea ești vinovat de lucrul respectiv. Noi le tratăm la diverse și spunem: nu mi-a mai convenit. A, nu, n-am fost de acord. A, nu, dar ce să profite de mine? Lași, foarte bine că ți-ai dat seama că profită. Lași să profite în clipa aceea, iar pe viitor tu știi că nu ai de-a face cu un prieten, ai cu un profitor. Dar lași omul și te depărtezi distant, încet și sigur și păstrezi bariera, cum se spune, sufletească, ca a doua oară să nu-i mai dai prilejul să greșească. Tu l-ai atras prin modul tău de a fi într-un sistem greșit de valoare. Pentru că ați văzut cum fac prietenii. Auzi, la un necaz îmi dai 1000 de euro și nu-l mai vezi niciodată. Dar cât face că ți-ai cumpărat un neprieten cu 1000 de euro? Adică în clipa respectivă îl și ții minte, nici nu-l mai poți uita, că spune în popor o vorbă, ci că fă-mi ceva să te țin minte. Da. Nu trebuie să-ți fac altceva decât un simplu rău, pentru că răul se uită foarte greu. Ei, adevărata lege a prieteniei spune așa, că prieteniile adevărate sunt rare, prieteniile de conjunctură sunt întâmplătoare, iar prieteniile distrugătoare sunt mai dese ca nisipul. Dar spune așa, că și în prieteniile foarte mari apar și vrăjmășiile cele foarte tari. Din punct de vedere creștin, între doi prieteni se poate băga satana. Era o pildă în Pateric, deși pare simplă, are neachintesența lucrării demonului. Erau doi orbi, unul avea un simț mai tactil deosebit, unul era puțin mai neînzestrat de Dumnezeu cu această artă a simțului. Și a spus: n-ai vrea să stăm de acum numai amândoi și să cerșim? Și au fost prieteni ani de zile. Satana n-a putut să strice lucrarea lor. Și de supărare că nu putea pătrunde între ei, că la fiecare cuvânt ei erau cu iartă-mă în gură și ai dreptate, fă tu cum știi sau fă tu cum crezi. S-a pus pe o piatră satana și scâncea acolo ca un cățel de ala când i-ai dat cu bățul la fund. Și trece o babă și întreabă: ce, dar de ce plângi, prostule, că tu de obicei le știi pe toate? Uite, ziceam, aici doi orbi, am ani de zile de când mă chinui să-i învrăjbesc și nici că am reușit. Las-o pe mătușa, mă, da prost mai ești. Uite-ți, hai cu mine, du-mă unde sorbi. Și ajunge bătrâna în dreptul orbilor și face cu dracu negoț. Și spune: ce-mi dai dacă ți-i învrăjbesc? Păi ce să-ți dau? Vreau o pereche de ciubote roșii de marochin, adică din piele lucrată. Asta ai de la mine. Zice: apropie-te cu mine de ei, că eu oricum nu te văd. Și uită-te exact ce fac eu. Și învață altă dată să știi cum se strică o prietenie adâncă între doi oameni.
Bagă bine de seamă. Aici referindu-mă la ce pot intriga uneori și soacrele în cuplu sau mamele între copii sau nurorile între cumnate și așa mai departe, că sunt tot felul de situații ciudate și asemănătoare acestea. Se apropie bătrâna de primul și spune: vai, dragul bunica, ești orb. Da, mătușă, suntem orbi, trăim și noi din mila Domnului. Ia de aici un pol de aur și zi boda proste. Și au spus amândoi boda proste și baba a plecat nedând la niciunul nimic. După ce a plecat baba, unul din orbi le întreabă pe celălalt: mă, ai pipăit cu mâna, ce-i cu polul ăla? Ce valoare are? Cât e de greu? Păi nu, că nu mi l-a dat mie, nu ți l-a dat ție. A, ești viclean, vrei să ți-l însușești tu și spui că nu ți l-a dat ție. Păi nici mie nu mi l-a dat. Bă, tu crezi că glumesc? Bă, lasă prostia, te-ai lăsat, adică suntem de atâția ani prieteni și te-ai lăsat vrăjit de un ban de aur de la mătușica? Băi, nu mi-a dat niciun ban, înțelege. Ești mincinos de azi să nu te văd. Și și-au dat cu cârjele în cap, s-au bătut și-au stricat prietenia. Și a spus bătrâna: adă-mi darul. Și-l vede pe satana că vine cu o pereche de ciubote roșii și cu o prăjină lungă. Și întreabă bătrâna: dar ce-i cu prăjina asta? Prieteni rămânem, dar am o rugăminte. Să nu te mai apropii niciodată de mine, că îmi poți face și mie rău. Deci, vedeți? Deci, așa se strică prieteniile cele mari. Are grijă satana să se strecoare de la orice. De la bani, de la lucruri, de la vorbe, de la intrigării de tot felul. O prietenie trebuie să aibă în ea dorul. În momentul când eu îl iubesc pe cineva sincer, în momentul în care eu țin la cineva sincer, aici nu mă refer strict în ce vorbim de cuplu, în general, frate, soră, prieten, amic, oricine. Deci eu am încrederea totală în el, fără a mă teme de ceva. Și de acolo înainte nu am voie să am îndoieli. Când s-a strecurat îndoiala într-o prietenie, prietenia respectivă cade. Iarăși spune, cel ce iubește mai mult pe fiu sau pe fiică nu este vrednic de mine. Aici trebuie să facem diferența între iubirea biologică a copiilor noștri și iubirea spirituală a copiilor noștri. Porunca a 14-a sau chinul al 14-lea din muncile iadului sau blestemul al 14-lea, povestit de Părintele Cleopa din cartea Sfârșitul omului sau Ușa pocăinței, n-am exact noțiunea de unde, spune așa, că în momentul în care din pronia divină toți trecem în împărăția lui Dumnezeu și ne ducem spre împărăția lui Dumnezeu și de acolo vedem dacă la bine sau la rău, părinții când mor și ajung în iad, pentru că nu și-au educat copiii suficient de bine, blestemă și spune: blestemați să fiți copii că v-am dat cele trupești și datorită vouă n-am avut grijă de cele sufletești. Că ce spune mama și tata? Să iau un apartament copilului, să iau o mașină, să-i cresc nepoții, să-l trimit o leacă în concediu, să se simtă și ei bine, că lasă că-s tineri și muncesc și trag și muncesc și duminica sunt piață și sunt bazar și sunt la magazin și sunt la firmă și sunt la afaceri și sunt pe ogor și sunt târg și strâng și strâng și strâng și strâng și mor. Copiii fiind necredincioși, așa e firescul lucrurilor, m-a spus cea mai frumoasă epopee care m-a bucurat pe deopotrivă sufletește, Creang avea o vorbă: sunt prost, dar când văd mai proști ca mine, mă bucur. Deci, cam în modul ăsta trebuie înțeleasă istorioara ce am să vă spun. Un domn mare, mare doctor pe din afara țării, cum se duc acum oamenii ăștia cultivați și fac un ban grămadă, cunoscându-mă cu el de mai multă vreme, îi murise mama. V-am mai expus-o parcă o dată. Și eu o pomeneam pe bătrână, fiindcă știam că fusesem și o împărtășisem. Și când i-am văzut noi, după un an, doi, trei, cât o fi trecut până a venit el din străinătate, îl întreb: ce mai faceți, cum vă simțiți, v-ați obișnuit cu moartea mamei? Părinte, a murit, s-a terminat, zic, ați mai făcut vreun praznic, vreo pomenire, i-ați purtat cele de trebuință, așa? Părinte, mă scutești cu prostii din astea? Cred că am un pic de carte să înțeleg că mortul nu bea și nu mănâncă. Nu i-am făcut nimic. Ce astea sunt obiceiuri și tradiții inventate la biserică? Nu cred eu în prostii de astea.
Eu mi-am făcut datoria, are cavou, este îngropată, am păstrat gospodăria, e tot în regulă. Păi, bine, să fiți binecuvântată, așa gândiți, așa, probabil că zic, atâta merită mama. Las, părinte, eu ce a trebuit lui mama, i-am făcut cât a trăit. Și vedeți, un copil din ăsta, crescut, care după moartea ta, fie că se prăvale crucea sau îți spune 2 metri pătrați de beton cu mozaic, ca să nu mai iasă nici florile niciodată, dar nici tu să nu mai ieși cumva de acolo și să stai liniștit sub betonul ăla, să duce în lumea lui și uite semnificația unei lumânări, semnificația unui simplu pahar de colivă, care e un leu, semnificația unei singuri pâini, care e un leu, unui prescuri, care e un leu, unui pahar de vin, care e 50 de bani. Și nu înțelege că cu acele elemente ale tale, dintr-o ale tale, în Sfânta Liturghie și în puterea parastasului, tu îi faci multă mângâiere celui adormit și îl poți duce spre bucuria sufletească a lui în slava lui Dumnezeu, în amintirea, cum spune bogatul din Flăcările Iadului. Știi, părinte Avrame, trimite pe cineva la frații mei că-s vă 5 la număr și n-aș vrea să ajungă și aici. Nu le interesa pe bogat că stă el în iad și suferă. Îl luase de acum, cunoscând teologia dumnezeirii drepte, că Dumnezeu întâi are o teologie milostivă pentru noi și tolerantă, apoi apleacă dreptatea și adevărul, ar fi vrut și frații lui să nu sufere cum suferă el. Nu-l durea atât de mult suferința lui, cât îl durea de mult ce urmează să pățească frații. Pentru că știa că el nu primește nimic de la ei. Și a zis, trimite pe cineva de mort să spună unde-s eu. Și ce îi spune părintele Avram? Au pe Moise și proroci să asculte de ei. Chiar morții, dacă învie, nu-i crede. Și luând-o logic, cum v-am mai spus și altă dată, dacă mâine dimineața ați vedea pe ulița satului un om care spune, m-a trimis Dumnezeu din morți să spun că tatu și măta sunt în iad, să chinuiesc. Ori dai cu parul după el, ori anunți 112 să-l lege că vorbește prostii. Pentru că oricum tu nu poți crede. Deci la credința care te străbate, tu nu poți să crezi lucrul acesta. La credința care te străbate, tu nu poți să înțelegi lucrul acesta. La credința care te străbate, tu n-ai să precepi ce înseamnă lucrul acesta. Și atunci automat n-ai să-ți cheltui tu banii cu un pahar de vin, cu o pâine și cu o prescură pe baza unui mincinos care străbate ulița și spune că vine din iad. De aceea, și Avram a spus, au pe Moise și proroci, respect Scriptura, ești în contact cu Dumnezeu, respect Scriptura, găsești viață veșnică, nu respect Scriptura, fii liniștit și fă-ți mai departe treaba ta. Trecând și peste această subțirime, ajung și copiii în iad. Și ajung necredincioși, fiindcă așa i-a învățat părinții, le-au dat numai luxul și liniștea și libertatea și bunătatea. Și apoi se chinuiesc împreună părinții cu copiii, dar nu se văd că acolo e întuneric cu iadul. E scrâșnirea dinților, e focul ăla, nu-i focul ăsta care îl facem noi de Sfântul Gheorghe când fugărești frigul din natură și sari peste el, ci un foc negru ca păcura, dar de fapt care frige, lipsa prezenței lui Dumnezeu, lipsa iubirii lui, lipsa luminii lui. Așa o explică părintele Staniloae. Nu stau dracii, vă dați seama ce ar fi să-și piardă vremea dracii, să-și ungă blănile cu smoală și iar să o încălzească și iar să o răcească. Câtă din asta poluare ar fi. Ei, la toate acestea, copiii aud blestemul părinților, blestemați să fiți că ne-am ocupat de voi și n-am avut timp de cele sufletești. Și copiii vin și răspund, blestemați să fiți voi, părinți, că ne-ați dat numai lucruri materiale și nu ne-ați învățat lucruri duhovnicești. Și spune că acest chin ține în vecii vecilor. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți mai ușor termenul care se numește a te rușina de Dumnezeu înaintea oamenilor. Lasă-mă cu prostiile de la biserică, lasă-mă cu slujbele preoțe, lasă-mă cu poveștile lor, lasă-mă cu invențiile lor, lasă-mă cu teoriile lor, m-am săturat, am auzit eu multe povești. Da, ai auzit povești de tot felul, dar n-ai auzit dogmă, n-ai auzit revelație, n-ai auzit despre slava lui Dumnezeu, despre odihna duhovnicească, despre contemplarea naturală, n-ai auzit despre sfânt și sfințenie. Sfințenia este împlinirea umanului sau desăvârșirea în Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu, unirea în Duh cu Dumnezeu și unirea după har și credință cu Dumnezeu, că toți sunteți fii ai celui prea înalt, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Așa spune psalmist.